Ущерб от ливневых дождей с градом, обрушившихся на республику, может достигать 700 тысяч леев. Эта предварительная цифра была озвучена на сегодняшнем заседании правительства министром внутренних дел Дарином Речаным. Он уточнил, что стихия повредила более 1600 гектаров посевов, 690 гектаров садов, 40 гектаров виноградников и 250 квадратных метров металлической кровли. Pentru mâine este planificat să aceste lucrări să finalizeze și să avem datele definitive. Dar la acest moment, vă spuneam, 1651 de hectare de semănători, 691 de livezi, 40 de hectare de vie, 137 de foi de ardezie și 250 de metri pătrați de țiglă metalică. Da. Acum se evaluează în bani. Ceea ce a putut fi evaluat până acum în bani sunt prejudicii în valoare de peste 670.000 de lei, dar asta nu este, este doar evaluarea pe o parte din pierderile pe care le-am menționat fizice anterior. В то же время действующий министр сельского хозяйства Василий Бумаков доложил, что из-за ливневых дождей и града пострадал ряд населенных пунктов на севере и в центральной части республики. Deci acest front a fost Rășcani, Drochia, Soroca. În câteva sate, 10% din pierderi sunt constituite din cauza grindei și undeva 40% din cauza inundațiilor. Iar aseară am avut două fronturi foarte puternice. Unul a venit din, deci ambele din partea României, dar în Ungheni, unde a suferit satul Chirileni. Acolo sistemul antigrine nu poate funcționa. Și zona Călăraș, unde două sate au suferit, deci în Vărzărești și în Răsfet, cu părere de rău, în această perioadă, 25 de minute, a fost interdicție aviatică și acolo au fost scăpate câteva hectare, au fost afectate. Василий Бумаков заявил, что Министерство сельского хозяйства предпримет все меры по оказанию помощи аграриям, не застраховавшим свои земельные угодья. Terenurile agricole și vor primi subvențiile, deci ei și-au primit subvențiile pentru asigurare, dar companiile vor restitui. Pe de altă parte, ceilalți care nu au avut asigurat, noi vom încerca prin sistemul de subvenționare să facem cumva prioritare accesul la fondurile care trebuie să le acordăm acolo. Как сообщил министр сельского хозяйства, благодаря антиградовым установкам значительная часть сельхозугодий не пострадала. Подсчетом ущерба на данный момент занимается специальная комиссия.